Să ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, începând cu versetul 1 până la versetul 11 inclusiv. Pagina 1038, Ioan, capitolul 9, textul cunoscut sub numele de Vindecarea unui orb din naștere. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimes. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșător ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșa? Unii ziceau: el este, alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Deci au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Frați și surori, oaspeți ai casei Domnului, doresc în dimineața aceasta, în continuare, Domnul care a cercetat inimile noastre și care a binecuvântat toată slujba până în momentele acestea, să rămână în continuare cu noi și să ne binecuvânteze. Amin. Mă bucur că am ajuns la dumneavoastră. M-am întâlnit cu sora Janina împreună cu soțul dânsei lângă Cluj, de mai multe ori acolo, și ne bucurăm să putem să fim împreună, să lăudăm pe Domnul, să-L glorificăm pe Cel care ne-a răscumpărat. Vă aduc salutări sfinte din biserica unde slujesc, Biserica Albinii din Cluj. Primiți harul, pacea și binecuvântarea Domnului și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Mi-a pus Domnul pe inimă cuvântul acesta, în dimineața aceasta, e povestea unui orb. E povestea unui om abandonat, a unui om care nu mai avea nicio speranță, nici în viitor. Cuvântul Domnului ne spune că la un moment dat Domnul trecea pe un drum împreună cu ucenicii și la un moment dat văd pe omul acesta la margine de drum. Și ucenicii pun o întrebare. Probabil plictisiți de drum, probabil obosiți, m-am gândit eu câte întrebări nu putea să pună ucenicii Domnului, văzând pe omul acesta orb. Putea să îl întrebe, de exemplu, pe Domnul: Învățătorule, n-ai vrea să-l vindeci pe omul acesta orb? Tu ai făcut atâtea minuni, omul acesta este nenorocit. Este orb din naștere, n-ai vrea să-l vindeci? Sau puteau să-l întrebe pe Domnul: Învățătorule, tu poți să-l vindeci? Tu ai putea să-l vindeci, nu ai vrea să-l vindeci? Dar știți ce întrebare pun ucenicii? Întrebarea care era pe buzele evreilor când într-o familie era un om cu probleme, gen omul acesta orb. Sau era un om nenorocit, era un om, știu eu, olog, surd, mut. În mintea evreului era gândul acesta: cineva a păcătuit și din pricină că cineva a păcătuit, omul acesta s-a născut așa. Și pun ucenici întrebarea aceasta: Învățătorule, cine a păcătuit din familia aceasta? Cineva a păcătuit cu siguranță. Faptul că omul acesta s-a născut orb e o problemă în familie. A păcătuit el? Au păcătuit părinții lui? Cine a păcătuit, Învățătorule?
De ce omul acesta s-a născut orb, cineva a păcătuit? Și dă Domnul un răspuns care m-a uimit. A spus Domnul, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Și ascultați acum. Și s-a născut așa să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și în această zi, mesajul care Domnul mi l-a pus pe inimă din povestea unui orb este acesta. Arătarea lucrărilor lui Dumnezeu în noi. Preoții mei, vreau să vă spun în dimineața aceasta că Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat unui Ioan a venit în lumea aceasta ca să nimicească lucrările diavolului. Diavolul își arată lucrările în oameni, într-un fel sau altul. Diavolul caută să prindă oamenii în robia păcatului. Vedem lucrările pe care diavolul și le arată în oameni și le vedem vizibil la tot pasul. Pentru că diavolul nu ține cont de cine ești și ce ai și ce ești. Și îl caută să te prindă în mriaja lui, să te prindă în lațul lui. Dar în dimineața aceasta vine cuvântul Domnului și ne spune care și Domnul lucrările lui, pe care vrea să și le arate în fiecare dintre noi. Preoții mei, m-am gândit citind pasajul acesta ce viață a avut omul acesta orb. Născut orb. Imaginați-vă părinții, nu? Când ți se naște un copil de felul acesta, părinții se întreabă, de ce copilul nostru nu este ca ceilalți copii? De ce copilul nostru nu se joacă ca ceilalți copii? De ce copilul nostru trebuie să-l ducem de mână? Este orb. De ce s-a născut orb? Știți ce am înțeles de aici? Că îngăduie Dumnezeu situații în viața noastră, ca în acele situații critice să-și arate Dumnezeu lucrările în noi. De ce s-a născut așa? Cine a păcătuit? Nu e vorba de păcat aici. Aici spunea Domnul, s-a născut omul acesta așa ca în el să se arate lucrările lui Dumnezeu. Probabil după 50 de ani venea răspunsul. De ce s-a născut așa? De ce este orb? Ca într-o zi Domnul să treacă pe drumul acela, să-și arate Domnul lucrările lui în acel om orb. Eu nu știu viața dumneavoastră. Poate unii treceți prin necazuri. Poate unii, la un moment dat, viața s-a dat peste cap. Și întrebarea aceasta... De ce toate mi se dau peste cap? De ce diagnosticul? De ce nu mai este viața cum era? Și vine cuvântul Domnului și ne spune în dimineața aceasta, vreau să-mi arăt lucrările mele în tine. Și nu pot altfel. Eram undeva la evanghelizare, am mai spus lucrul acesta, m-a uimit atât de mult, eram undeva în județul Sălaj la evanghelizare și înainte să predic eu, un băiat, avea aproximativ, știu eu, în jur de 40 de ani, băiatul acesta, a adus o mărturie cu privire la întoarcerea lui la Dumnezeu. Și spunea, eram un tânăr, aveam 25 de ani și toți banii care îi câștigam, îi dădeam la jocul de noroc, alcool, nu puteam să strâng doi bănuți. Și spunea, într-o zi eram în mijlocul orașului Zalău, treceam strada și la un moment dat, dintr-o dată, am căzut secerat la pământ. Nu m-am mai putut ridica, au venit niște tineri care erau pe trotuar, m-au văzut și m-au luat și m-au dus pe trotuar, au sunat la ambulanță, a venit salvarea și m-a dus la spitalul din Zalău. Spunea băiatul acesta, am stat 9 zile internat în spitalul din Zalău. În fiecare dimineață, spunea băiatul acesta, în fiecare dimineață venea un om la noi în salon și spunea următoarele cuvinte. Bună dimineața, dragi colegi de suferință, am venit să vă spun că Domnul Iisus Hristos vă iubește pe toți, Domnul Iisus Hristos poate să vă mântuiască sufletul vostru și voi trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu.
Și Domnul poate să vă vindece de starea și de boala care o aveți fiecare dintre voi. Și cu aceste cuvinte îi saluta din nou și spunea, vă doresc o zi bună, și ieșea din salon. A venit omul acesta, spunea băiatul acesta, în prima zi, a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincea zi. Când a venit a cincea zi, după ce a spus el prelegerea lui, spunea băiatul acesta, n-a mai rezistat și a spus, Domnule, din prima zi când ai venit, n-am suportat ce ne-ai spus. Vii cu Iisus cu mântuire. Vreau să-ți spun că mă super când te aud ce zici. Du-te și stai în salonul unde ești, ia-ți tratamentul, suntem oameni bolnavi și nu avem chef să te ascultăm pe tine. Dar omul acesta, nimic. A șasea zi a venit, a șaptea zi prezent în salon, a opta zi, a noua zi. Le-a băiatul acesta pentru că n-au putut să-mi rezolve problema în spitalul din Zalău. M-au transferat la Institutul Inimii din Cluj. Și spunea el, în dimineața zilei a noua, când am fost urcat în salvare să fiu dus la Cluj, înainte ca șoferul să închidă ușa salvării, a apărut omul acesta la ușa salvării și a spus, domnul șofer, lăsați-mă să-i transmit ceva acestui tânăr. Era omul acela care în fiecare zi venea în salon și spunea, Domnul Iisus Hristos vă iubește, Domnul vă poate vindeca și trupul vostru. S-a uitat spre mine și spunea, astă noapte mi-a vorbit Dumnezeu și mi-a spus că Dumnezeu se va atinge de tine și te va vindeca și într-o zi tu te vei întoarce la El. Și cu aceste cuvinte a făcut stânga împrejurul omul și a plecat înapoi în spital. Pe mine m-au dus la Institutul Inimii din Cluj. Analize, investigații prin piciorul meu stâng nu mai circula sângele. La un moment dat mi-au adus cele mai puternice medicamente, spunea băiatul acesta de la Spitalul Fundeni din București. Nici un efect. Într-o zi, la căpătâiul patului meu, împreună cu părinții, era domnul doctor și a zis domnul doctor următoarele cuvinte. Unica soluție este să-i tăiem piciorul. Nu mai este nici o șansă pentru el. Toate le-am ecuizat. Și spunea, peste câteva zile era programat pentru operație. Au venit medicii, cei care erau acolo m-au pus pe targă, m-au dus în sala de operație. În sala de operație a venit medicul anestezist să-mi facă anestezia. Să mi se taie piciorul. Spunea, era ora 10 și 15 minute dimineața. Am făcut o rugăciune scurtă, spunea băiatul acesta, și am zis așa, Doamne, dacă Tu existi și ce a spus omul acela a avut dreptate și Tu i-ai spus, te rog acum vindecă-mă. Spuneam, fraților, vă mărturisesc în numele Domnului, au trecut 3 minute, 3. Și după 3 minute, toate aparatele care mă monitorizau s-au dat peste cap. Și au venit medicii pe lângă mine și au spus, Domnule, ce ai făcut? Ai umblat la aparat? Și au spus, nu, n-am umblat. A spus, dar ce ai făcut? A spus, n-am făcut nimic. S-au defectat aparatele. Punem alte aparate pe tine. Și mi-au pus alte aparate să mă monitorizeze. Și toate indicau un singur lucru. Prin picior a început, iară să curgă sânge. Și a spus, nu știm ce s-a întâmplat. S-a întâmplat o minune. Dar nu mai trebuie să-i tăiem piciorul. Și am fost scos din sala de operație. Peste câteva zile m-au externat și eram vindecat de plin. M-am dus în localitatea de unde eram și am căutat biserica și am căutat credincioșii care se închină în numele Domnului și m-am întors la Dumnezeu. Că Dumnezeu este Dumnezeu care își arată lucrările Lui în noi. Știți că sunt situații când îngăduie câte o suferință? Când îngăduie câte o boală? Când îngăduie câte o situație critică, că numai acolo poate să stea de vorbă cu noi. Dacă omul acesta nu era om, l-ar fi întâlnit Domnul pe drum? Dacă omul acesta era un om înstărit, l-ar fi întâlnit Domnul să cerșească la margine de drum? Nu, frați și surori. Dar omul acesta era orb. Și a spus Domnul, vreau să-mi arăt lucrările mele în el. Primul aspect care vreau să-l amintesc, ce lucrări vrea Domnul să-și arate în noi? Ce lucrări? Prima lucrare care Domnul vrea să-și arate în noi este ceea ce spuneau la un moment dat ucenicii, păcatul. Cine a păcătuit? Cineva a păcătuit. Și a zis, Domnul, nu e vorba de păcat aici. Aici n-a păcătuit tata, mama, bunicii. Știți că sunt unii care trăiesc cu gândul acesta? Eu am o
boală. Eu am o situație critică pentru că cineva din familie a păcătuit și din pricina păcatelor bunicilor, a străbunicilor, s-a răsfrânt peste mine și viața mea și sunt un nenorocit. Da? Problema nu e la părinți, problema nu e la bunici. Problema era undeva la origine. Și știți de ce se organizează evanghelizări? Știți de ce Domnul a lăsat acest cuvânt care este vestea bună a Evangheliei? Pentru că toți ne naștem în păcat. Toți. Flagelul acesta a fost la început, la origine. Atunci când primii oameni au fost așezați în grădina Edenului. Și a venit șarpele, diavolul. Și a spus, a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oh, Dumnezeu se teme că veți fi ca El. Luați și mâncați. Și a intrat păcatul în lume. Și păcatul îl purtăm în noi, dragii mei. Care dintre noastră, având copii, faceți exerciții copiii să fie răi? Să spui, când vezi un geam, ia piatra și dă-i cu piatra în geam. Care dintre noi facem exerciții copiii să fie răi? Nu e așa că toată viața căutăm să-i facem să fie bun? De ce răul este în ei? Știți de ce? Pentru că cu asta ne-am născut toți. Păcatul este în noi și spunea la un moment dat David, în păcat m-a zmislit mama mea. Dar știți ce s-a întâmplat? Atunci când omenirea a păcătuit, Domnul a întocmit un plan de salvare. Și a venit în lumea noastră Domnul Iisus Hristos, tocmai cu scopul acesta, să ne elibereze de cea mai grea robie, păcatul. Aleargă oamenii! Povara aceasta grea a păcatului apasă tare greu! Nimeni nu poate cântări durerea sufletească! Dumnezeu nu mai știe durerea, dar apasă peste oameni! Și oamenii aleargă în stânga, în dreapta, dau bani, fac milostenii să scape de robia păcatului. În această zi, în localitatea dumneavoastră, vreau să vă spun că Domnul e prezent aici să spună încă o dată, eu am plătit pentru păcatul tău. Plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Eu trebuia să mor, tu, omenirea întreagă, noi trebuia să plătim pentru păcatul nostru. Dar știți ce a făcut Domnul? A spus, eu plătesc pentru ei, pentru fiecare dintre ei. Și a venit Domnul în lumea noastră să moară. Și în această zi e prezent prin Duhul Sfânt aici să spună, păcatul care te înfășoară, și din pricina căruia nu poți să dormi noaptea, trecutul, faptele trecute de 20 de ani, de 30 de ani. Previții mei, vine Domnul și spune, eu am puterea, eu vindec, eu eliberez. Știți, Ioan capitolul 4 ne spune că era o femeie samariteancă, este titlul pasajului, și femeia aceasta se întâlnește cu Domnul Iisus la fântână de apă de la Sihar. Nu era o întâlnire întâmplătoare. Domnul a venit acolo exact când femeia aceasta, cu un trecut rușinos, a venit la fântână să scoată apă. Și vorbește Domnul despre apa vie. Și la un moment dat îi spune acelei femei, tu te cheamă pe bărbatul tău. La care femeia spune, n-am bărbat. Și Domnul spune, știu ce ai avut și cel care l-ai acum nu ți este bărbat. O femeie cu un trecut rușinos. Și la un moment dat, când aude femeia că Domnul știe viața, a spus, văd că ești un proroc. Noi așteptăm să vină Mesia, nu cumva ești tu. Și a spus Domnul, da, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Ascultați ce face femeia aceea. Lasă găleata la fântână și se duce în cetate în Samaria. Știi ce putea să strige? Când o ținea gura, că a început să strige. A început și putea să strige, veniți să vedeți pe Mesia. M-am întâlnit cu el la fântână. Este Hristosul cel amintit de prorocii, vestit de proroci. Veniți să vedeți. Nu strigă așa. Știți de ce? Femeia aceasta avea o problemă. Trecutul. Știți că sunt oameni care sunt apăsați de trecutul lor și nu știe nimeni?
Greutatea aceea, povara aceea grea. Și a spus femeia, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce a făcut, nu cumva este El Hristosul? Și vin oamenii din Samaria și dau pus de la fântână. Și Domnul se duce și stă două zile în Samaria. Pentru că Domnul avea să-și arate lucrările și în Samaria lucrările Lui. La această zi, lucrarea care Domnul vrea să-și arate este să ne libereze de robia păcatului. Dar ca să te elibereze Domnul de robia păcatului, trebuie să te uiți spre El, să-ți îndrepți privirile spre El, să te lași în brațul Lui, să te arunci în brațul Lui. Și El va avea grijă să te elibereze de păcate, pentru că El a biruit la Calvar, slăvit să fie numele Domnului. O altă lucrare care Domnul vrea să-și arate noi, știți care este? Lucrarea care și-a arătat-o în acest orb. Din punct de vedere fizic, vorbesc acum, fizic. Nu este așa că toți care suntem aici, cel puțin, cred, vedem. Ne-am născut văzând. Majoritatea se nasc văzând. La câteva zile, spun specialiștii, copilul începe să zărească, să deosebească lumina de întuneric. Din punct de vedere fizic, ne-a dat Dumnezeu harul.
Dar știți ce este important? Este important cine face noroiul. Este important cine face tratamentul. Asta este important. Noroiul oricine putea să facă, tine oricine putea să facă, n-ar fi avut niciun efect. Știți când vine și este, tratamentul are efect? Când face el noroiul, pune ghilimelele de rigoare. Când vine el în viața ta, când spune el un cuvânt. Păi frate, păi de atâta vreme alerg tot acolo, tot în partea cealaltă, tot la oamenii de acolo, am auzit că cu tare ar face ceva. Nu! Nu, nu, nu! Nu ajută! Tratament care nu te ajută! Singurul tratament care are eficiență este ăla făcut de Domnul! 4 zile Lazar era mort. De 4 zile, da? La un moment dat, vine Domnul în casa Martei și a Mariei. Eu cred că erau supărate. Eu cred că a trimis vorbă, spune Biblia, a trimis vorbă după Domnul, vino că Lazar este mornat. Domnul se povește intenționat. După 4 zile, vine Domnul și Maria, Marta spun, știi, dacă ai fi venit când era bolnav, ar mai fi fost o șansă, dar ai întârziat. La care Domnul spune, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. A, da, va învia la învierea celor drepți, în ziua învierii tuturor. Și se duce Domnul la mormânt. Și spune așa la un moment, dați piatra la o parte, dau piatra la o parte. Oare același cuvânt, vă întreb eu, nu puteau să rostească oricare era acolo? Timp de 4 zile să tot strige una într-una. Lazar, ieși afară! Lazar, vin afară! Ar fi ieșit Lazar afară? Niciodată. Dar știți, cel care era la gura mormântului era cel despre care spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt învierea și viața. A strigat, Lazar, vin afară! Și în momentul acela, după 4 zile, intrat în putrefacție, iese Lazar afară. Știți de ce? Pentru că atunci când vine Domnul și spune el un cuvânt, se întâmplă minunea, aleluia! Aici e secretul. Să facă el tina, să spună el un cuvânt, să vină el în casa ta, să vină el în inima ta. Frate, Domnule, să rog păcatului, nu știu ce să mai fac. Lui nu-i trebuie ani, nu-i trebuie zile, el te eliberează în secunda, doi. Pentru că el este Dumnezeu cel atotputernic. Slăvit să-i fie numele. Tratamentul e simplu. Dar e important să-l facă Domnul. Aici este secretul. Duc aminte, eram la un botez în Spania și acolo a venit o familie, soț, soția, aveau 75 de ani din județul Sălaș și au venit că aveau o sărbătoare mare în familie, se botezau 2 copii de ai lor și soția uneia dintre ei. A fost o mare bucurie. Dar la masă, când stăteam, mi-a povestit despre o vecină de-a lor și a zis, domnule, fratele meu spunea, atâta necaz am avut cu vecina noastră, stăteam gard în gard cu ea. Spunea, orice lucru i-am fi făcut, nimic nu era bun. Toată problema era că eram pocăiți. Și striga după noi, și zbiera, și mai ales când mergeam la adunare duminica dimineața, el ieșea și mergea, și ne făceam toate felurile. Și spunea, era o primăvară, și în primăvara aceea, într-o zi, pentru că aveam de lucru în grădină, puneam straturi, punea familia aceasta, am tras un prelungitor, și am dus un casetofon acolo, l-am pus pe o masă, când lucrăm în grădină, să ascultăm cântări. Și am ascultat cântări în prima zi și ne-am bucurat. Și a doua zi, iarăși am tras prelungitorul și casetofonul să mai ascultăm cântări, că mai aveam de lucru în grădină. Și pe la amiază, vecina aceea răzvrătită, acea femeie rea care ne-a făcut atâta necaz, m-a strigat și a zis, Veronica, vină repede până la gard. Și spunea, m-am speriat. Am zis, sigur, am dat casetofonul prea tare și acum iar o să mă certe. Dar când am ajuns la gard, a zis, Veronica,
Du-te, cheamă pe cineva de la adunare, repede de la voi, cheamă presbiterul, că zice, vreau să mă botez. Și am zis, dar ce s-a întâmplat? A zis, de ieri de dimineață, de când ați început să ascultați cântările acelea, eu am stat aici la gardore întregi și am ascultat cântările acelea și nu știu ce s-a întâmplat, dar inima mea a început să fie plină de bucurie și am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să mă întorc la El. Cheamă pe cineva repede! Și m-am dus la prezbiterul bisericii, spunea sora, l-am chemat și a stat de vorbă cu femeia aceasta și a zis, sigur, ne bucurăm, veniți la adunare duminică, o să avem un botez peste o lună și o să vă botezați, o să fie o mare sărbătoare. Și bătrânica a zis, nu, eu am 82 de ani, dacă mor săptămâna asta și mor nemântuită, pe mine mă botezați astăzi sau cel târziu mâine. Și spuneau frații, a doua zi am organizat un botez la noi în casă și femeia aceasta a fost botezată. A mai trăit un an și o lună. Era prima care venea la adunare. Se bucura cum nu ne bucuram noi. Era plină de bucuria mântuirii. Că cel care face tratamentul și-l aplică în viața noastră este Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Și din omul acela răzvrătit, omul acela dărâmnic cu inima împietrită, vine Duhul lui Dumnezeu și moare inima aceea. Pentru că atunci când face El, Tina, un tratament simplu, dar să-l facă El, în mâna Lui se schimbă totul. În mâna Lui noroiul are putere de vindecare. În mâna Lui, când ia El în mână, peștii și pâinile se mulțesc și se satură 5.000 de bărbați. Și se mai strâng 12 coșuri de fărâmituri. Când strigă El, Bartimeu este vindecat. Când pune El noroiul, are tratamentul efect. Că El este Domnul. În al doilea rând, știți cum este tratamentul Lui? Tratamentul Lui este dumnezeiesc, venit din cer, de la Dumnezeu. Când Domnul a pregătit planul de salvare, spunea Pavel în Efeseni, întocmit în sine însuși, a pregătit un plan de salvare pentru om. Vă întreb eu, m-a întrebat Dumnezeu pe mine dacă îmi place planul de salvare? A întrebat Dumnezeu vreun pământian? Se întâmplă nenorociri pe șoselele României și a lumii întregi. În România, primii care vin sunt cei de la Smurt. Da? Vin cei de la Smurt, două mașini se lovesc sau intră într-un copac. În fine. Primii care vin sunt cei de la Smurt, mașină de 80.000 de euro. Păi ce fac cei de la Smurt? Stau o jumătate de oră să se tot uite la mașină. Mercedes. BMW. Și să se tot înconjoare mașina. Extraordinar. Ce mașină, Doamne, s-a făcut praf? Sau se duce la omul acela care este aproape mort să-l întrebe, auzi, câți ani ai? Ești însurat? Ai copii? Ai pensie? Unde lucri? Ce salar ai? Întreabă cei de la Smurt așa ceva? Nici vorbă. Dar nu te întreabă dacă îți place tratamentul care ți-l aplică. Primul lucru care îl fac, fiind repede, se uită, omul are puls, trăiește. Repede îi administrăm ceva să ajungă la spital. Scopul este omul acesta să trăiască. Păi dar nu întreabă pe cel care este aproape mort, cum vrei să te punem pe targă? Pe spate, într-o parte, ce injecție, îți place să ți se dea injecție? Nu întreabă! Pentru că scopul lor este omul să trăiască. Dar mă întreabă Dumnezeu pe mine dacă îmi place tratamentul. Dar mă întreabă doctorul dacă vă place tratamentul când mergeți cu o problemă, să spui, uite, niște injecții foarte dureroase. Sau niște medicamente mai amare la gust. Sau, știu eu, dar nu ne întreabă. Acolo nu e vorba de plăcere, acolo e vorba de viață. A venit Domnul în lumea noastră
cu tratamentul lui din cer, divin. Și primul cuvânt care l-a rostit atunci a început să propovădească și să spună: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. O, dacă ar fi alt tratament. Dar nu mai este alt tratament, spun unii. Nu mai este alt tratament. Dacă ar fi alt tratament, ne-am bucurat. Și Domnul a spus: nu, nu este alt tratament. Este singurul. Și reia apostolul Petru ziua cinzecimii, când întreabă oamenii: fraților, ce să facem? Și Petru spune: tratamentul este unul singur. Pocăiți-vă. Și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Citeam pe internet zilele trecute, un preot ortodox, m-am bucurat atât de mult, a spus: oameni buni, eu vreau să vă spun ce înseamnă pocăința. A zis: pocăința nu este nicio religie. A zis: pocăința nu este schimbarea unei biserici. A zis: pocăința este un mod de viață. Pocăința este o stare. În momentul când ne întâlnim cu Hristos, în momentul când ne întâlnim cu Dumnezeu, în momentul când ne cercetează Duhul lui Dumnezeu viața noastră, momentul acela este momentul schimbării. Fac o paranteză, se spune că un tânăr soldat, pe vremea când se făcea armată obligatorie în România, a fost dus în armată și a auzit comandantul de companie că el este pocăit. Și l-a chemat pe tânărul acesta într-o zi, erau numai ei doi, în biroul lui, și a spus: tinere, am înțeles și auzit, a ajuns la urechile mele că tu ești pocăit. E adevărat? Și a spus: da, domnul major, este adevărat, sunt pocăit. Și a spus: băi băiete, uite, eu tot am auzit de voi. Spune-mi, ce înseamnă pocăința asta? Auzeam întâmplarea aceasta, că ce soldat a zis: domnul major, eu pot să vă spun ce înseamnă pocăința, dar un experiment practic, mai bine l-ați înțelege. Și ați înțelege ce înseamnă pocăință dacă am face un experiment practic. Și a spus: suntem numai noi doi. Vreți să înțelegeți ce înseamnă pocăința? Da. Atunci uitați, domnul major, o să vă dau două ordine și după aceea veți înțelege ce înseamnă pocăința. Și a spus: bine mă, hai că suntem numai noi. A spus: domnul major, luați-vă rog poziția de drept. Și ia poziția de drept. Și spune: vă rog să faceți la stânga împrejur. Și faceți la stânga împrejur. Și a zis: dar ce-i asta? S-a apropiat de el și a zis: domnul major, asta e pocăința. Spatele la lume, față la Hristos. Sunt valori, sunt lucruri în lumea aceasta care ne coboară atât de jos. Păcatul, diavolul, știu eu atâtea stări. Momentul întoarcerii la Domnul este momentul când ne întoarcem privirile spre El și te luminezi de bucurie. Spunea la un moment dat, Psalmul 34, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Uităm la noi și vedem cine suntem în realitate. Până atunci am mușchi, am de toate, am cutare. La un moment dat s-a uitat Iov la el și a spus: mi-e scârbă de mine. În fața sfințeniei tale mă prăbușesc. Tu ești Domnul. Tratamentul-i dumnezeiesc. Data de 15 decembrie 2015, biserica din Albini, unde slujesc, au intrat în apa botezului 22 de candidați. Printre cei 22 de candidați au fost 3, mama, fica și încă un tânăr, toți 3 surdomuți. Categoria aceasta de oameni nu aud și nu pot să vorbească. Într-o noapte, Domnul îi vorbește printr-un vis acelui tânăr și spune așa: du-te pe strada Septimiu Albini, numărul 31, căci acolo vreau să-ți vorbesc. Beatul acesta s-a trezit dimineața, a căutat pe internet strada Septimiu Albini și într-o duminică la ora 9, prezent în adunare. Cum aveți și noastră balcoane, balcon aici, avem două balcoane foarte mari, a venit și s-a așezat pe partea bărbaților, la balcon. A început să cânte corul, cum avem cor, biserica este foarte mare, suntem aproape 1200 de membri. A început să predice, cine predica, omul acesta, băiatul acesta, nu înțelegea și n-a auzit nimic. Ce făcea cel de lângă el? Făcea și el. Când cel de lângă el se ridica, se ridica și el. 3 luni de zile a venit la adunare, fără să audă o cântare,
fără să audă o predică. După 3 luni de zile se duce la familia aceasta, mamă și fiică. Și a spus, veniți cu mine, căci acolo l-am întâlnit pe Dumnezeu. A venit mama și fiica și au mai stat încă câteva săptămâni, au venit la adunare, fără să audă o cântare, o predică, nimic. Și după câteva săptămâni, au venit toți trei cu unul care înțelegea limbajul lor și a spus, noi vrem să ne botezăm. Nu n-am înțeles nicio predică, n-am auzit nicio cântare, dar în inima noastră am simțit pace, am simțit că Dumnezeu ne-a cercetat, am simțit că Dumnezeu s-a atins de noi, am simțit o pace, am simțit o bucurie, nu mai merge de aici. Și data de 20 decembrie anului 2015 au intrat în apa botezului ei trei. Au venit colegi de-ai lor din țară, surdomuți, care au cântat o cântare. Știți cum au cântat cântarea? Au făcut semne și făceau semne și unul cu microfonul spunea, cântarea spune, Iisus m-a mântuit, El este Domnul, El este păstorul meu, El m-a mântuit. Astăzi, la fiecare slujbă duhovnicească, sunt voluntari care au învățat limbajul lor prin semne și la fiecare slujbă stau în fața lor și spun ce spune predicatorul și ce spune cântarea și sunt plin de bucurie că tratamentul lui e dumnezeiesc. Oare nu va lua Domnul în ziua judecății astfel de oameni și ni va pune mărturie și va spune, Domnul, tu ai auzit predică, tu ai auzit cântări, tu ai auzit mesaj, tu ai înțeles tot și nu te-ai întors. Oamenii aceștia n-au înțeles nimic și totuși ei s-au întors. Dragii mei, în dimineața aceasta Domnul e prezent aici, vrea să-ți aplice tratamentul, ai harul acesta. Putea Domnul să treacă pe lângă oră, să spună bună ziua, ai adunat ceva astăzi? Sau mai stai, mai ai nevoie de ceva? Dar Domnul s-a oprit și Domnul nu doar i-a dat un bănuț. Și Domnul avea în vedere ceva mai mult, problema lui. Marea lui problemă, eu nu văd. Și Domnul îi unge ochii. Știți, harul mântuirii, preiubiții mei, este în totalitate dragostea divină. Dar știți cum mai dobândim mântuirea? Prin voința noastră. Auzi ochii. Nu putea Domnul să spună, fii vindecat ca lui Bartimeu. Ba da, și era vindecat. Dar Domnul avea în vedere ascultarea acelui om și a zis, du-te la scăldăparea Siloamului și spală-te. Știți că Domnul aplică tratamentul unora și unge Domnul printr-o cântare, printr-un mesaj evanghelic, lăcrimează. Este o localitate undeva în județul Sălaj, unde de vreo 10 ani mă duc la evanghelizare în fiecare an. Primarul este acolo. Domnul Dănuț, am auzit că veniți și am venit să vă ascult. Domn primar, nu-i destul, nu v-ați întors. Nu m-am întors. Domn primar, nu-i destul. Nu-i destul să ascultați doar. Trebuie să împliniți. Trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. Păi unge Domnul, unge inima noastră, cântări Domnul, când mai organizați evanghelizare să mă chemați. Nu e destul. Trebuie să iei decizia personal. A zis, du-te la scăldătoarea Siloamului. Oare nu mai erau ape în Israel? Nu putea Domnul să spună, du-te la prima apă care o întâlnești, spală-te și după ce te-ai spălat, o să vezi minunea. Nu. Domnul a spus, scăldătoarea Siloamului, că nu orice ape vindecă. Vindecă acele ape, din punct de vedere spiritual, unde te trimite Domnul. Unde spune Domnul, acolo sunt eu. Acolo e puterea mea, prezența mea. Unii spun, da, de ce să mă botez? Dar nu-i destul dacă vin la adunare și vine Domnul și spune, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Asta e dovada ascultării. Împlinirii cuvântului. Domnul s-a botezat. Și la un moment dat vine la Ioan și Ioan când îl vede spune, eu am trebuit să fiu botezat de tine. La care Domnul spune, lasă Ioan să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și Ioan a botezat pe Domnul. Vedeți, sunt unii care ar vrea eliberare, care ar vrea mântuire, dar în condițiile lor. Dar Dumnezeu nu își negociază condițiile mântuirii. Dumnezeu este acela care
dacă l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Vrea și din partea noastră ascultare. Și se duce omul acesta. Imaginați-vă. Domnul atât a spus. Du-te, spală-te la scăldătoarea Siloamului. Putea oricum să spună, dar nu mă duc să mă spăl. Să stea cu mâinile așa, de pe ochi, să spună, dar ce mi-ai pus? Sau să vină cineva să spună, auzi, știi ce a făcut? A făcut salivă, a făcut noroi din salivă. Și aia ți-a pus pe ochi. Pe omul l-a interesat. Pe omul interesa un singur lucru. Vreau să văd. Că pune noroi, că pune orice se pună, că mă trimite 5 km, 10 mă duc. Vreau să văd. Se duce la scăldătoarea Siloamului. Spune, s-a spălat? Și dintr-o dată se întâmplă minunea. De atâtea ori simțise arșița soarelui. În Israel este foarte cald, mai ales în lunile de vară. Și el n-a văzut niciodată soarele. Se așeza sub umbra copacilor. El nu văzuse cum arată un copac. Nu văzuse cum arată părinții lui. Și spune cuvântul Domnului, s-a întors văzând bine. Frați și surori, prietene casei Domnului, că Domnul aplică tratamentul. Vedem bine. Că Domnul este acela care lucrează noi în neprihănire și Duhul Sfânt ne cercetează, vedem bine. Înțelegem voia lui Dumnezeu, înțelegem planul lui Dumnezeu, înțelegem tot ceea ce are Domnul cu privire la noi. De aceea, dacă mă rog în seara, în dimineața aceasta, mă rog, Domnul să ne umple de credință și de Duhul Sfânt. Închei. Amintind portretul unui om în a cărui viață Domnul și-a arătat lucrările Lui. Aici, frați și surori, suntem și noi, incluși toți care suntem în locul acesta. Doar amintesc portretul unui om. Se întoarce văzând bine. Imaginați-vă ce era în inima acestui om. Te duc că atunci când s-a întors, Domnul nu mai era acolo. Domnul nu mai vorbește. Este plecat împreună cu ucenicii. Dar fiind vecini, se uitau la el, mirați. La un moment dat era o controversă între ei. El este, nu este el. E orbul, nu e orbul. Și el spunea, eu sunt, eu sunt. Și el întreabă, dar ce s-a întâmplat? Unde ți-ai căpătat vederea? Și ascultați ce spune omul acesta. Omul acela, căruia îi se zice Iisus, a făcut tine, mi-a un ochi și mi-a zis, du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te, m-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Îl recunoaște pe Iisus ca singurul care face minunea. Preoriții mei, omul în a cărui viață Domnul și-a arătat lucrările lui, îl recunoaște pe Iisus ca singurul care a făcut minunea. El este Mântuitorul, El este Domnul, El este Cel care ne-a eliberat de robia păcatului, slăvit să fie numele Lui în veci. Al doilea aspect care vreau să-l amintesc. Om în a cărui viață și-a arătat Domnul lucrările lui, pe ăla nu-l mai clatine niciodată nimeni. Poate să vină toată localitatea Borșa să-i spună, vino înapoi, vino cu noi. Omul acela rămâne statornic. La un moment dat, farisei și cărturarii vin la omul acesta care acum vedea și la un moment dat le-a spus, știi cine ți-a făcut și ți-a pus tine pe ochi? Este un păcătos. Este un mare păcătos. Omul putea să se clatine. Omul putea să spună, e păcătos? Păi dacă e păcătos, eu nu mai spun despre el. Dar ascultați ce a spus omul acesta. Vreau să vă spun că dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu. Am fost orb. Și acum văd. La margine de drum treceau oamenii pe lângă mine și le auzeam pașii. Simțeam câteodată câte un bănuț în palmă. Dar nimeni nu s-a apropiat și nu s-a oprit lângă mine să-mi rezolve cea mai grea problemă. Mergeam seara acasă și aveam ceva bănuț, dar problema mea persista. Eu eram orb. Dar a venit El într-o zi și n-a trecut pe lângă mine.
Eu ăsta eram rob acolo, orb, cerșetor. Eram om al nimănui, eram un om care l-a necas, prietenii m-au părăsit, m-au abandonat. Dar s-a oprit el și lui nu i-a fost rușine cu mine. Eram zdrobit, eram al nimănui. Eram păcătos. Dar acum sunt liber de păcat. Și pe mine nu mă mai clatină nimic pentru că m-am întâlnit cu Domnul meu. Dragii mei, atunci când își arată Domnul lucrările în noi, într-un om, omul acela nu poate să tacă. Știți că la un moment dat a început să le predice fariseilor? La un moment dat spunea omul acesta, vorbeau rău despre Domnul și spuneau, noi nu suntem mucenici, noi nu avem nicio treabă cu el. Și omul a început să le predice și spunea el, știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă de când este lumea, nu s-au zis să fi deschis cineva ochii unui ori din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Știți ce fac oamenii aceia, farisei cărturare? Spune, la un moment dat a spus, tu ești născut cu Domnul în păcat și vrei să ne vezi pe noi? Și l-au dat afară din sinagogă. Acum, omul acesta, orbul care acum vedea, așa l-a găsit Domnul singur, așa era acum. Părinții, n-am mai amintit că timpul este înaintat, părinții rămăseseră în sinagogă și acum el era singur. Știți ce s-a întâmplat? A venit Domnul să-i deschidă ochii omului din lăuntru. Până acum l-a vindecat de orbire din punct de vedere fizic. Când a auzit Domnul că l-a dat afară din sinagogă, putea Domnul să spună, săracul. Dar știți ce face Domnul? În momentul când a auzit că l-a dat afară din sinagogă, s-a dus, l-a căutat și a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și îmi spune, Doamne, cine este Doamne ca să cred? Și spune că Domnul a zis, l-ai și văzut. Cel care vorbește cu tine, acela este. Știi ce face omul acesta? Orbul care acum vedea, spune, cred, Doamne, și s-a închinat. Ce vindecare de orbire spirituală simplă. Pentru că atunci când Domnul își arată lucrările în tine, te prăbușești înaintea Lui și îl recunoști pe El ca singurul Dumnezeu adevărat, ca singurul care face minuni, ca singurul care dă viață. Povestea unui orb în care Domnul și-a arătat lucrările Lui. Poate a fost viața unora de aici, poate este viața unora, nu din punct de vedere fizic, orbire, ci din punct de vedere spiritual. El vrea să-și arate lucrările Lui în noi. Ce lucrări vrea să-și arate în noi? Să ne libereze de păcat și să ne vindece de orbire spirituală. Ca să-și arate lucrările Lui în noi, al doilea aspect, am amintit, trebuie să acceptăm tratamentul Lui. Orbul a acceptat tratamentul. Tratamentul Lui este simplu, dar în mâna Lui totul capătă valoare. Tratamentul Lui e dumnezeiesc, că e venit din cer de la Dumnezeu. Trei, am amintit portretul unui om în a cărui viață, în a cărui viață Domnul și-a arătat lucrările Lui. Închei cu întrebarea aceasta și răspunsul să-L dă fiecare. Văd oamenii în noi chipul lui Hristos, frate și surori? Văd oamenii în noi că suntem copii ai lui Dumnezeu? Mă rog în dimineața aceasta, Domnul să binecuvinteze localitatea aceasta. Să trezească Domnul oameni la mântuire. O localitate, un oraș atât de frumos, cu oameni depărtați de Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu este acela care își va arăta lucrările Lui în noi, în oamenii din localitatea aceasta, în măsura rugăciunii noastre. Și să nu încetați să vă rugați pentru orașul dumneavoastră, că Dumnezeu este singurul care face schimbarea, care își proslăvește numele și care cheamă oamenii la mântuire. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.